Întâlnire cu Franța. Astfel se intitulează expoziția fotografică semnată de Emanuela Motrescu și Justin Buculei și care ne prezintă în imagini Parisul cu frumusețile sale arhitecturale și peisagistice. Expoziția vernisată de Ziua Franței se află sub egida Uniunii Artiștilor Fotografi din Bucovina și a Palatului Copiilor Suceava. Ema, ce te inspiră la Franța? Peisajul, probabil, și arhitectura, că e foarte diferită de cea din România. Fiecare vede ce vrea și se exprimă cum vrea. O scurtă caracterizare a stilului tău? N-am neapărat, nu sunt în căutare de un stil. Copiii, Justin Buculei și cu Ema, cum îi spun eu, nu Emanuela, Ema Motrescu, sunt copii care am fost și anul trecut în Franța. Noi am reprezentat județul Suceava cu 5 copii, 4 au fost prezenți, 4 de la 4 copii și unul din Câmpul Lung. Am stat o săptămână în Franța la o expoziție în cadrul unui mare festival sub genericul Il 3000. Deci copiii sunt acomodați și cu expoziții internaționale și cu premii naționale și cu premii județene. Deși au 12 ani și 15 ani, să știți. Această expoziție am realizat în 2 excursii în Franța. Fotografiile sunt făcute în Lille și în Paris. O fotografie care îți place ție foarte mult, e de altfel și simbolul Parisului, nu? Da, am ales-o și pe afiș, pentru că este cea mai reprezentativă. Nu fac fotografia direct, mai întâi mă gândesc. Trebuie să am foarte multă inspirație și o minte liberă. Trebuie să mă gândesc tot timpul. Să nu-ți stric o fotografie care ar trebui să iasă reușită. Carta am scris-o în timpul rezidenței literare la Villa Margaret Ursenar. Este Villa Mont Noir din Saint-Jean-Cappel, unde scriitoarea Margaret Ursenar a trăit primii 9 ani din viață. Și anul trecut, după cum bine știți, în luna iunie am avut o rezidență acolo. Această carte am scris-o în timpul acestei rezidențe și ulterior, cartea a fost tradusă de Florina Liliana Mihalovici, urmând să apară anul acesta în ediție bilingvă la editura Paralela 45. Cartea conține 47 de poeme de dragoste, poeme care par desprinse dintr-un tablou suprarealist. Este o carte pe care o dăruiesc iubirii în general, deci iubirii eterne, care există în fiecare dintre noi și citind această carte sper ca lumea să se recunoască sau să recunoască elementele de care lipsesc în acest moment în viața lor. Mulțumesc. Librăria Cărturești a sărbătorit în mod inedit Ziua Franței prin lansarea cărții Vitrina cu dimineți circulare. Volumul semnat de Carmen Veronica Steiciuc cuprinde 47 de poeme bilingve în română și franceză. La lansare au fost prezenți și criticii literari Mircea Diaconu și Mircea Ghițulescu, Călin Vlasie, directorul editurii Paralela 45 și Dan Daia, asistent cultural la Centrul Cultural Francez din Iași.